Ni s-a pus la dispoziție un plan de măsuri de redresare financiară a unității sanitare. Noi ne-am făcut datoria ca organizație sindicală, le-am adus la cunoștință membrilor de sindicat. Și acum observați nemulțumirea lor. Concret, este vorba despre un plan de măsuri impus de conducerea Consiliului Județean la Spitalul Mavro Mati, prin care să fie reduse din cheltuieli, mai ales cele de ordin salarial. Asta ar însemna că nivelul sporurilor acordate ar urma să scadă la plafonul minim, ceea ce înseamnă micșorări de salarii. O consecință a acestei intenții s-a putut observa în dimineața zilei de astăzi, la sediul secției de psihiatrie. Peste 50 de angajați și-au întrerupt activitatea și au organizat un protest spontan chiar în curtea unității spitalicești. Să reduce sporul de la psihiatrie cu 25%, este un spor variabil câștigat în instanță și stabilit prin contractul colectiv de muncă. Tăierea sporurilor nu ar fi singurul motiv al revoltei iscate în rândul angajaților de la secția de psihiatrie. În urma comasării, din urmă cu 2 ani, ni s-a spus că o să fie numai lapte și miere. Nu a fost deloc. Materiale sanitare din ce în ce mai puține. Programul de lucru modificat, personalul subnormat, condiții de lucru din ce în ce mai grele, sarcini, cât se poate. Calculator, statistică, când să facem actul medical, noi suntem asistenți medicali la bază, nu statisticieni. Acțiunea de protest nu se va opri astăzi. Începând de luni, zilnic angajații de la psihiatrie amenință că vor protesta până la găsirea unei soluții alta decât cea de reducere a sporurilor. Mai ales că, spun ei, personalul s-a tot redus, iar angajații trebuie să facă față la un număr din ce în ce mai crescut de pacienți.